Și am scos jantele cu anvelopele de iarnă. Așa arată astea, deci ia uitați cum arată pe dinăuntru. Vedeți? Aici vreau să lucrez eu puțin. Adică dacă tot le schimbăm și o să le punem pe astea de iarnă, măcar să le mai curățăm. Da. Și le ducem acolo, frumos. Astea sunt jantele de iarnă. Deci sunt același model ca pe mașină. Uitați ce urât arată în interior. Așa se fac toate, se înnegresc. De-aia am luat soluțiile astea. Să le curățăm. O să scot capacele. Acum este foarte ușor. Ca să nu le stricăm. Asta neagră, mi se pare mai puternică. Știi ceva, mă chinui prea mult. Am altă variantă, mai ușoară. La vulcanizare e aparat din ăla de, cum se numește, cu granule din ăla care curăță jantele. Cel mai bine îl ducem acolo, le bagă la aparatul ăla și le face stas. Deci ies cât de cât, dar ca să iasă stas, la aparatul ăla cu granule le face țăndări. Și o să iasă ca noi. Așa că le ducem la aparat să vedem ce iese. Uitați cum arată. Arată bine acum. Așa vedem și plăcuțele de frână, în ce stare sunt. Dar arată foarte bine. Așa arată și în spate. Apropo, am schimbat și conductele de frână, din față până în spate, sunt noi nouțe. Astea sunt Goodyear. Acum, dacă am echilibrat roțile și le-am curățat, mergem puțin cu 120 pe pilot automat, să vedem volanul cum se comportă, dar n-are nici cea mai mică vibrație. Deci cam între 110 și 120, dacă roțile nu sunt echilibrate cum trebuie, vibrează puțin volanul. Dar în cazul nostru merge perfect, deci nu avem nicio vibrație. Înseamnă că roțile și jantele și tot e în stare perfectă. Ieșim puțin aici, că am spălat și mașina, să vedeți cum arată la final. Cauciucuri, jante, tot. Eu tot nu înțeleg neamțul de ce a luat două rânduri de jante identice. Putea să ia de vară mai frumoase și de iarnă mai simple. Dar cred că ei nu sunt așa ca noi, să gândească prea mult la aspect. Deci nu l-a interesat. A luat jantele la fel, și iarnă și vară. Ia să vedem noi unde oprim, că vin mașini, cred că o să fac stânga aici. Da. Să vă arăt și vouă cum arată jantele curățate, spălate, în stare impecabilă. Cu ocazia asta am spălat și mașina, ca să spălăm cauciucurile. Arată foarte bine. Jantele scurate și pe interior și pe exterior. Dimensiunea standard la E60, 225, 50, 17. Avem pe ele M plus S, muntele cu full de zăpadă, deci suntem regulamentari. Dimensiune ca în carte, totul e ok. Presiunea la fel, 2,5 am pus. Normal trebuia 2,5 față, 2,8 spate, dar nu cărăm nimic cu mașina, că doar eu merg cu ea.
Și asta a fost, prieteni, video cu jantele și anvelopele de iarnă. Le-am schimbat, sunt în regulă, poate să vină iarna. Aștept să o plimb pe zăpadă cu mașina, să văd cum se comportă X-Drive-ul pe zăpadă, cât de tare alunecă. Noi ne vedem la următorul video. V-am lăsat, pa!